Alina Bica va urma exemplul Elenei Udrea? Laura Vicol de semnalul fostei FDI Cot, eu a face acest lucru. Avocata Laura Vicol a declarat vineri, într-o intervenție telefonică la Antena 3, ce dacă ar fi în locul Alinei Bica ar cere statutul de refugiat politic în Costa Rica. Nu pot să vorbesc în numele doamnei Bica, dar dacă a fi în locul dânsei îi cunoscând circumstanțele, cu siguranță, eu a cere acest lucru, a spus Laura Vicol, la Antena 3, întrebat dacă Alina Bica va urma exemplul Elenei Udrea.